Bine te-am găsit la Istoria Sportului, sunt Mihai Hohotă. Astăzi îți spun povestea turneului de la Wimbledon. Povestea turneului de la Wimbledon a început la periferia Londrei pe 9 iulie 1875. În acel an, All England Croquet Club a decis să propună membrilor săi un nou joc sportiv, tenisul de câmp, care fusese inventat recent de către Walter Clapton Wingfield. All England Croquet and Low Tennis Club inaugurează primul turneu de tenis de câmp de la Wimbledon, la acea vreme o suburbie din afara Londrei. 21 de amatori s-au prezentat pentru a concura în turneul la individual masculin, singurul eveniment din cadrul primului turneu de tenis de la Wimbledon. Câștigătorul urma să primească un trofeu în valoare de 25 de guinee. Tenisul derivă dintr-un joc franțuzesc din secolul al XIII-lea numit Jeu de Pomme, din care s-a dezvoltat un joc de interior cu racheta și mingea, ce era cunoscut ca tenis real sau regal. Tenisul real s-a transformat în tenis de câmp, care se juca afară, pe iarbă, și care a cunoscut o popularizare rapidă la sfârșitul secolului al XIX-lea. În 1868 a fost fondat All England Club, pe o pajiște din afara Londrei. Inițial, clubul a fost întemeiat pentru a promova crocketul, un alt sport de câmp, însă popularitatea în creșterea tenisului a determinat ca acesta să fie introdus printre serviciile clubului. În 1877, All England Club a publicat un anunț în revista săptămânală de sport The Field. All English Club a cumpărat un trofeu de 25 de guinee și a stabilit reguli formale pentru tenis. A hotărât că terenul urma să aibă 23,7 metri lungime și 8,2 metri lățime. A adaptat metoda de punctare a tenisului real în funcție de modul de citire a ceasului. 15, 30, 40, game. A stabilit că primul care va câștiga 6 jocuri câștigă un set și a permis serverului un fault. 22 de bărbați s-au înscris în turneu, însă numai 21 au venit pe 9 iulie pentru prima zi de joc. Cei 11 supraviețuitori au fost reduși la 6 în ziua următoare, iar apoi la 3. Semifinalele au fost organizate pe 12 iulie, însă apoi turneul a fost suspendat pentru a lăsa liberă scena sportivă din Londra pentru meciul de cricket dintre Eton și Harrow, care a avut loc vineri și sâmbătă. Așadar, finala a fost programată luni, 16 iulie, dar a fost amânată din cauza ploii, ceea ce avea să devină un eveniment obișnuit în cadrul turneelor de la Wimbledon. A fost reprogramat pe 19 iulie, când 200 de spectatori au plătit un shilling pentru a-i vedea concurând pe William Marshall și Spencer Gore. Finala, care a durat numai 48 de minute, unde tânărul Gore, în vârstă de 27 de ani, a dominat jocul, învingându-l pe Marshall cu 6-1, 6-2, 6-4. Totuși, la cel de-al doilea turneu de la Wimbledon din 1878, Gore a pierdut titlul când jocul său încălcit a întâlnit o nouă lovitură dezvoltată de oponentul său, Frank Haddow, lobul. În 1884 a fost introdus și turneul de individual feminin la Wimbledon, iar Maud Watson a câștigat primul campionat. În acel an, campionatul național dublu masculin a fost organizat pentru prima dată la Wimbledon, după ce fusese ținut în ultimii ani la Oxford. Probele de dublu mixt și dublu feminin au fost inaugurate în 1913, iar la începutul anilor 1900, Wimbledon a trecut de la statutul de campionat național la cel mondial. În 1950, mulți jucători de tenis cunoscuți au devenit profesioniști, în timp ce Wimbledon se străduia să rămână un turneu pentru amatori. Cu toate acestea, în 1968, Wimbledon a acceptat și jucătorii profesioniști și, rapid, și-a recăpătat faima de cel mai mare turneu mondial de tenis. Wimbledon s-a jucat neîntrerupt, cu excepția perioadelor celor două războaie mondiale și a anului 2020, când a fost anulat din cauza pandemiei de COVID. Wimbledon a rămas singurul turneu de Grand Slam care se joacă pe iarbă. Pe vremuri era suprafața predominantă, atât Australian Open cât și US Open jucându-se pe gazon. Turneul londonez impune o ținută strictă. Toți jucătorii trebuie să evolueze în alb, în tocmai ca pe vremuri. Dacă în 1963 se vorbea în regulament despre un alb predominant, în 1995 regula s-a înăsprit, iar termenul folosit a devenit un echipament aproape în întregime alb.
când Federer a folosit o pereche de încălțăminte cu talpa portocalie, elvețianului s-a cerut ca la meciul următor să nu mai apară cu ea. Familia regală a Marii Britanii face parte din istoria acestui turneu. Regina e patronul All England Club, iar loja regală cu 74 de locuri a apărut încă din 1922. Când regina e în lojă, jucătorii trebuie să facă o plecăciune, când intră și când ies de pe teren. Roger Federer cu 8 și Martina Navratilova cu 9 au cele mai multe turnee câștigate la Wimbledon. În ceea ce îi privește pe români, Simona Halep a cucerit trofeul în 2019. Nu numai că a câștigat marele trofeu la Wimbledon, dar maniera în care a făcut-o va rămâne pentru totdeauna în istorie și în amintirea colectivă. Pe deasupra modului în care a dominat partida și a făcut din arena centrală de la All England Club un loc magic, Simona a învins-o în ultimul act pe una dintre cele mai titrate jucătoare de tenis din istorie, Serena Williams, scor 6-2, 6-2. Singurul român care a mai ajuns în ultimul act la Wimbledon în proba de simplu este Ilie Năstase, în 1972 și 1976, ambele finale fiind pierdute. Iar la dublu, Horia Tecău s-a impus în 2015, alături de Jean-Julien Roger. Atât pentru astăzi la Istoria Sportului. Cu alte povești fascinante din sport vă aștept pe canalul de YouTube Istoria Canal 33. Pe data viitoare!